Salutare, eu sunt Crusader Hion și astăzi vă voi prezenta un mic programel ce este foarte, foarte folositor pentru Minecraft. El se numește AMIDST, AMIDST și este de fapt o prescurtare de la Advanced Minecraft Interface and Data Structure Tracking. Iar cu acest program vă puteți teleporta implicit în Minecraft dintr-un biome în altul sau puteți găsi structuri, ca de exemplu stronghold-uri, sate, jungle, jungle, temple din jungle și temple din deșerturi. Eu voi pune linkul în descriere, dar ca să dați cu atât mai ușor de el, pur și simplu scrieți în Google AMIDST. Chiar primul link va fi spre Minecraft Forum și poftim, uitați, AMIDST, primul, și ăsta este. V-aș ruga totuși să vă uitați puțin peste ce scrie. Își face o mică sponsorizare la un joc, dar acum nu trebuie să vorbim despre acest lucru. Descărcați cum vreți AdFree, AdFly și apoi să trecem la programul implicit. Așa, asta este interfața inițială a programului. Deci, el ce face? El preia codurile codurile scrise în fișierul acesta level.dat și le transpune într-o interfață grafică. Și ceea ce este cel mai important, el schimbă, singurul lucru care îl schimbă este pur și simplu poziția playerului în lumea aceasta, în această lume a Minecraftului. Iar pe mine m-a dus, am luat stați. Așa, asta este. Acum cred că își face folos chiar și o setare. Dacă, uitați, nu vă găsiți, pentru că normal în acest programel ar trebui să se deschidă tot așa un icon cu capul lui Steve al skin-ului original, care reprezintă poziția voastră, dar avem și Goto Player. Așa. Asta este poziția mea. Jos scrie XZ coordonate. Și aici avem un Jungle Temple. Deci toate petele astea sunt biomuri. Și aceste iconițe sunt pentru temple, în funcție de biomul în care se află, determina dacă este unul din junglă sau din deșert. Asta este pentru sat. Acesta este pentru tot, pentru templu, pentru căsuță de vrăjitoare. Trebuie să avem, acesta este de stronghold, cărămida este stronghold, și diferite pete determină anumite biomuri. Acesta taiga, adică scrie jos deasupra coordonatelor, taiga, ice plains, plains, swampland, desert, hills și tot așa mai departe, toate biomurile. Acum vă voi demonstra că el funcționează și ne vom teleporta într-un sat, să zicem, un templul ăsta. Acesta este primul pas, pur și simplu apăsați click dreapta și unde ați apăsat și dați move player here, el vă va muta, va schimba coordonatele din fișier. Dar lucrul cel mai important este să dați save player location, pentru că altfel nu se vor rescrie informațiile și va rămâne la fel, deci nicio schimbare, nici măcar una. Și aici sunt opțiunile, fiind stronghold, goto, coordonate sau player. Layers, puteți folosi nether holes-uri ca să găsim nether fortress și asta vă voi și arăta în partea a doua a acestui tutorial. Și odată ce am dat și save player location, vom deschide harta și uneori poate apărea un bug care constă în faptul că uneori când cazi de la o înălțime prea mare, chiar și dacă de abia se generează harta, poți lua damage să mori.
dar mie nu mi s-a întâmplat acest bug. Uitați, și templul este unul de deșert. Ce mă nedumerește este faptul că nu au pus și un icon special pentru templul din junglă și unul pentru templul din deșert. Dar oricum, acum n-am să stau să explorez temple. Ce voi face acum este să vă arăt că merge și pe The Nether, pentru că atât lumea The Nether cât și lumea Overlord au aceleași coordonate. Deci să zicem că eu mă aflu la coordonatele -3758 70.000 -199. Serios? Nu știu. Sunt la... Da, mă rog. Dacă eu fac acum un portal spre The Nether, spre The Nether în poziția asta, când mă voi duce în The Nether, nu mă duce la o poziție oarecare. Mă duce fix la aceeași poziție. Fix în aceeași. Cu tot cu 73 și toate astea. De asta eu voi lua obsidian. Și aceasta demonstrează și faptul că merge acest... acest detector și atât de aceste structuri din Overworld cât și din The Nether și Flint and Steel. Așa. Și acest program are uneori un bug. Nu un bug, poate fi uneori detectat de către acesta Norton ca fiind un virus. Și nu este un virus. Îl testez și acum mie nu-mi spune că este virus. Mie îmi spune că este foarte în regulă. Este super ok și nu are niciun virus. Așa a spus și utilizatorul care a uploadat. Și un alt dezavantaj care îl prezintă este că el arată implicit arată implicit numai biomurile, structurile, deci nu vă arată și construcțiile voastre sub forma unor punctulețe, nici măcar atâta, nu. Așa, i-am dat save and quick to title. Eu îi vă dau, pentru mine asta e un mic refresh, voi faceți cum credeți. Așa, acum mergem la map, layers, netherholds, iar acestea sunt toate Nether Fortress-urile. Am mai auzit unele persoane care spuneau că în The Nether mai mult de 3 Nether Fortress-uri nu găsești. Dacă te uiți cumva la acest tutorial, te-ai înșelat amarnic. Îi dăm Save Player Location și reintrăm. Noi tot în The Nether vom fi. Deci în orice caz tot în The Nether suntem. Așa. Da. Nu știu de ce m-a pus în Nether recurile astea acum să mă lungesc cu videoul ăsta. Aoleu. Uite unde m-a băgat. Eu zic că este din cauza faptului că sunt prea sus. La ce? Cât Y? Eu zic că sunt destul de sus. Așa, de-abia s-au spanat. Ceancurile ar trebui să vedem și Nether Fortress-ul. Care este aici. Deci aici este, vedeți? Deci ăsta este așa zisul Netherhold. Cum dispune Stronghold, dispune și Netherhold. Dar văd că este o mică părticică din el, dar oricum el tot îl detectează ca un Nether Fortress. În the end nu știu dacă aveți nevoie de acest program, pentru că eu zic că puteți vedea tot the end-ul numai cu ochii. Dar dacă vreți să testați, să vedeți cum cădeți în flăcări și în golul ăla întunecat al The End-ului, puteți să încercați cât vreți. Păi cam atât am avut de zis despre acest tutorial și despre acest program. Dacă cumva, să zicem, se întâmplă să aveți harta coruptă din cauza acestui teleport, nu vă faceți griji, aveți un backup, deci lângă harta care aveți voi level.dat, mai aveți un level.dat.mof și îl puteți folosi. Și eu cam atât am avut de spus despre acest program. Este foarte util, implicit vă ajută să vă teleportați. Și nu știu,
așa o notă, pentru că faptul că este și bidimensional, deci eu trebuie să mă orientez pe alte criterii, și aș da nota 10. Dar este doar un tutorial, deci nu știu dacă părerea mea contează prea mult. Deci, la revedere!